Salutări, dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit la un nou tutorial. În acest tutorial vom vorbi despre câteva trucuri din Windows 10. Da, ați auzit bine, mulți dintre voi cred că ați observat deja că am instalat și Windows 10. Am zis că ar fi cazul să trec pe Windows 10 ca să mai fac câteva tutoriale și despre acesta. Hai să vedem despre ce este vorba. Să presupunem că vrem să deschidem și avem o grămadă de taburi deschise. Eu am deschis câteva, să vedem ce mai pot pune aici. Hai să punem și pagina de YouTube. Și să presupunem că, bineînțeles, asta în caz că avem un singur monitor. Și avem deschis o grămadă de taburi, dar vrem să dispară acestea, să le trecem în bară, adică aici jos, și să rămână doar fereastra principală, de exemplu, pagina de YouTube. Așa că hai să o mărim, prindem cu mouse de sus de aici, ținem click stânga și scuturăm puțin. Ați văzut? Și a dispărut. După cum ați văzut, a dispărut toate. Au trecut aici în bară. Ați văzut? Foarte simplu, foarte ușor, cu un simplu truc. Vi l-am arătat și vouă. Hai să vedem. Ăsta este programul de captură. Nu avem nevoie de el. Avem în partea de jos tot ce vrem noi să deschidem rapid. Este foarte simplu cu tasta Windows. E acea tastă cu patru pătrățele. Se află lângă tasta Ctrl. Țineți apăsat pe ea și în funcție de cum sunt puse. Asta e primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea și așa mai departe. Și dacă vrem să deschidem, de exemplu, rapid, știu și eu, nu știu, calculatorul. Ia să vedem la ce cifră se află. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci tasta Windows și a 7. Să vedem ce se întâmplă. Ia uitați, ne-a apărut calculatorul. Deci este o scurtătură rapid. Vrem, de exemplu, după tasta, uite, avem VLC-ul, Windows plus tasta 8 și am deschis VLC-ul. Ați văzut? Foarte simplu, foarte ușor. Astea sunt niște scurtături care vă vor ajuta în momentele când aveți nevoie să lucrați foarte rapid. Deci, după cum ați văzut, o chestie foarte interesantă. Mai putem face, de exemplu, notificările. Avem nevoie de notificări și ca să nu stăm să mergem în partea dreaptă, să dăm pe... E foarte simplu, dăm tasta tot Windows plus A. Și uitați, ne-a apărut zona de notificări. Simplu, ați văzut? Tot așa putem să și închidem. Deci, încă o scurtătură foarte, foarte utilă. Și acum mai avem ceva foarte, foarte interesant. Simplu, tot așa vom folosi niște taste, adică tasta Windows plus X. Și îmi pare rău, o să mut puțin în partea asta la altă. Să mut eu captura de ecran, nu știu dacă o să și meargă. Așa, mut captura de ecran, să vedem ce se întâmplă când apăs pe tasta Windows plus X. Și uitați cum mi-a apărut aici. Și avem program în future, power option, event vibe, system și așa mai departe, task manager, control panel, File Explorer, deci vedeți, avem o grămadă de chestii. Vrem control panel, pac, am dat Windows plus X și intrăm acolo. Deci ați văzut, foarte, foarte simplu și foarte ușor. Hai să ne mutăm înapoi cu monitorul nostru, așa, și să vedem ce mai putem face. Vedeți, avem niște chestii foarte simple, dar foarte utile în același timp. Hai să vedem, să pun eu, de exemplu, un program... Și am vrea să intrăm în proprietăți, în acest program, să intrăm noi în proprietăți. Ar trebui să dăm mouse dreapta pe proprietăți. Ați văzut? Nu că ar fi greu, dar putem să facem lucrul acesta și foarte rapid. Ținem tasta Alt din partea stângă și dăm dublu click pe el și direct suntem în proprietăți. Deci simplu, Alt și dublu click pe program. Mai avem, de exemplu, pe liter, dacă vreți un program, nu știu, ați instalat un program și nu mai țineți minte exact, și vreți să-l găsiți, nu știu, mai rapid, mergeți în bară jos, la Start, la All Application, da, și dați pe o literă, oricare, prima literă. Și vedem o literă, de exemplu, cu, hai să dăm pe S, să zicem că e Skype. Dăm pe S și găsim imediat tot ce avem cu litera S. Deci, iarăși avem scurtătura aceasta. Deci ați văzut, v-am arătat câteva trucuri destul de utile. Bineînțeles, v-am spus, pentru mine e un lucru foarte, foarte util. Dacă pot să-mi scurtez timpul de lucru, de ce nu? Așa că vă mulțumesc că ați vizionat acest tutorial. Nu uitați să dați și voi un like, dar până data viitoare, pa, pa!